Întreba vreodată care e viața animalilor la grădina zoologică? Ei bine, dacă asta a fost o întrebare la care vreau să aflați răspunsul, astăzi ne vom juca cu Keeper Simulator. Sunt aici împreună cu Pisica. Bună! Remus! Salut! Și Mihai! Salut! Și da, exact asta se întâmplă la grădina zoologică. De obicei, girafa atât de mult își poate lungi gâtul și se poate catapult. Doamne ferește! Da. Câte like-uri să strângem noi la episodul de azi? Ia spuneți voi repede! Deci mă gândesc la 33.000 de like-uri. 33.000 de like-uri? 34.000! Mamă! 36.000! 36.000 de like-uri! Bun, hai să vedem dacă reușim să strângem peste 36.000 de like-uri la acest episod. Vreau să vă văd pe fiecare în parte, să apăsați acolo butonașul de like. Și astăzi obiectivul nostru este să facem dezastru în grădina asta zoologică, pentru că sunt o grămadă de oameni aici care nu ne convin, mă. Ia uite, i-am dat taste-ul ăsta, ia uite cum face. Ia uite cum face, săracul. Unde? Mamă! Eu am abilitatea pe girafă să mă catapultez. Deci practic mă țin cu gâtul așa. Ia, Iisus. Și când mă deci trag așa. Da, uite o piscină, vezi? Uite o piscină. Da, mă, voi unde v-ați dus? Stai așa că vin și eu imediat. Uite, aici. Frații tăi care s-au luat poate să intre în piscină, da. Vezi? Care ești, mă? Am Remus. Eu eram. Vai de capul meu, ce faceți, mă, aici? Ia stai, mă, să vedem. Ia stai, să vreau să văd dacă girafa știe să nuate, mă, frate. O secundă că ma, s-a găsit un rechin. Ai găsit un rechin. Și eu sunt un pește și am o grenadă în gură, ce părere ai? Aaa, am înțeles. Bă, ce cu fumălăul ăsta aici? S-a scăpat Remus pe el, n-auzi? Aaa, ok. Da. Păi, dar tu nu mai sta cu mine aici, lasă-mă în pace pe mine. Bă, de-o mai pot să mai ies de aici? Asta-i întrebarea. Uite, vezi, nu o să te ajut. Bă, eu ce fac acum, că not cu delfinii? Ia uite, Mihai! Uite-mă, uite de la geam. Ia, că mi s-a prins gâtul prin geam. Ia fii atent. Hai că treci dacă e. Zici tu că nu trec? A, mă, că nu trec. A, yes! Ia uite-mă! Ai văzut-o pe asta? Ia vino să-l vezi pe Mihai. Unde-i Mihai? Ia să văd. A căzut! Mihai e un pește, ia să văd. Unde ești, mă, Mihai? Vino ca să vezi unde e Mihai. Vino după mine. Ia, unde ești? A, gata, te-am văzut. Aici. Hai că vin, stai așa. Ia să vedem unde-i Mihai peștele. Aici? Uite-l pe Mihai, uite-te aici, Mihai. El e îngăleat. M-am deghizat, gata, nu mă mai vezi, da? Ui! Și acum aruncați eu în apă. Eu nu știu că m-aș arunca acolo, sincer să fiu. Hai, e doar un rechin, e prietenul meu. M-am lipit de el. Nu m-aș băga acolo. Eu m-am blocat. Stai, să mă gât. Între piscină și plemze. Gata, hai că s-a prins pisica de mine. Doamne, ferește. Rău, se poți reconecta în caz că ai probleme. Gata, deci ia prinde-te și tu de mine, erau în chestiile astea, gata. Ce mi s-a întâmplat? Hai, am spasme, ce s-a întâmplat? Bă, nu mai pot mișca. Gata, hai. Ia uite cum i-am după mine. Ce vorbești, m-am pinguin la portător, ești nebun? Bă, dacă ați ajuns până aici la episod și nu ați apăsat încă butonașul de like, apăsați-l chiar în momentul ăsta să strângem peste 30.000 de like-uri acolo. Să vedem fiecare abonat șmecher care a apăsat deja pe butonașul de like din primele minute. Și chiar dacă apăsați chiar și în acest moment, vă mulțumim foarte mult. Bun, gata, ia stai să mă vezi acum? Nu mă vezi, ia uite mă ce frumos conduc. A, știe girafa să conducă. Am venit la delfine aici. Da. Pe unul să văd dacă pot. Păi și reușești? Încă nu. Dar tu nu-ți ok în apă sau tot așa? Nu, chiar în atât pe bune. E simpatic de tot. Păi stai că am găsit grenadă. Am găsit grenadă, stai ca să-ți dau. Hai că mi-am luat leșin pe jos. Ce care a dat? Eu! Vai de capul tău ce-ți fac! Remus, ia vină încoace. Păi mai vii? Cum să nu vin, că sunt chiar aici. Ia uite, mi-a explodat mașina, nu vine să cred. Hai că da! E o plemea, căptane. Bă, să cam grenadă. Unde e Remus? Te-a lovit pisica. Mi-a dat pisica una! Dar vreau să mă văd! Am grenada pe bot. Dar nu-l văd pe Remus, s-a ascuns, frate, și eu nu pot să intru pe aici. Stai că mă duc să verific. Bă, pisica, dar tu mă tot împiedici. Verific. A vrut să-mi dea grenada, ați văzut? Ați văzut și n-a reușit, a dat fail. Unde e? Uite-l ia. Uite-l aici. S-a prins de mine, ieși. S-a prins de tine. Ieși. M-am buguit. S-a lipit de mine, deslipește-te. Du-l la rechin, du-l la rechin. Uite că s-alungește. S-alungește. O să explodeze Remus, o vezi. Deci eu nu văd nimic. Ieși afară de pe mine, Otelia. Stai că mă reconectez, nu mai am ce să fac. Hai de capul meu. Așa, apropo, a lansat un update. Bă, am să mă reconectez și eu, ca să-mi schimb caracterul.
Am un personal. Dăm join game. Hai, apasă butonul de like, se numește serverul. Mamă, da, îmi place, îmi place cum se numește. Eu l-am făcut. Îmi place cum se numește. Și o să facem un server în curând cu un nou update, că practic s-a făcut un update la jocul ăsta și o să avem dinozauri. Dinozauri. Da. Hai să vedem. I-a distrus omul personal. Ce? Cum adică? Hai, gata, acum o să fiu o maimuță. Bă, dar care ești, mă, care dai pisică? Ia vino. Ia vino un coace că îți dau. Vrei să te ciugulesc? Nu. Aoleu! Nu mai văd nimic. Unde am intrat? Gata. Ia vino mă încoace. Ha! Bă, dar te mă bate, capitan. M-am prins ea. Fiate că m-am prins ea. Fii atent, vezi cum mergem? Vezi cum mergem? Așa. Poți să-ți dau taze? Vreau să-ți dau taze. Nu, dar taze, las. Aaa, lasă-mă, dă-mi drumul! Vino înapoi. Uite ea! E ce fac? M-am lipit, mi s-a lipit mâna de tine. Trebuie să apeși șurul dacă vrei să te zlipești de mine. Gata, gata, m-am dezlipit. Nu, 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 lasă-mă. M-a zburat. Pe m-a zburat. Ia sta mă așa, ia sta. A spart un geam. A spart geam. Ia uite, a spart Mihai geamul. Ia sta mă, ia vino Remus în coace, că am o surpriză. Am o surpriză. Remus, am o surpriză. L-a scos din orbită. Nu mai e. Deci am văzut toată harta. Remus, cum e pe Marte? Capitane, unde ești? Că ți-a căzut ceva. Aici. Stai că vine Remus furios. Se înapoi. Hai că vin acum. Dar nu știu unde ești, și vine Remus și mă sperie. Vine pe burtică. Lasă-l pe capitan să-i dau asta, că i-a căzut lui pe jos și... Ia. Te muși de cap. Nu știu ce vrea să-mi dea, stai. Ok, am văzut ce vrea să-mi dea. Bă, nu, ce ai văzut că sunt pe burtică? E un mare rahat, dar eu nu te văd pe burtică. Uite, capitane. No, uite, capitane. Nu, explodează! Da. A dat rahatul pe jos, v-ați văzut? Da! Da. Grenadă! Că sparg restaurantul ăsta în două, sparg iaotele. Și acum am luat scaunul. Fii atent că am luat scaunul. Niște un burger și o pizza. Ia vină, Remus, unde ești? Unde ești, Remus? Am ieșit cu scaunul la tine, Remus. La mușcare! Unde ești, mă, că am ieșit cu scaunul? Ia, vină. Dar nu te văd, nu știu unde ești. Uite, vină acum. Ia, vină, mă, coace. Ia, vină, mă, că dăm cu scaunele. Ia. Bum! Ia, L-am ratat! Repede, scaun nou. Repede, altul. Bă, ăsta lungi Mihai! Bă, Mihai, ia-și tu scaun! Hai! Ia-și prea mare, ia! Ia-te-le! Unde s-a dus? Unde s-a dus? Pe casă. Stai, ei, dar fiți atenți că e... Nu! Nu, nu-i corect, nu-i... Aaaa! M-a aruncat și pe mine și pe Mihai. Da, bă, o să-l aceeași prostilă. Ia sta mai. Bă, dar tu nu te mai prinde de mine. S-a prins de mine, Mihai. N-ai rășit cum am prins de tine. Ia. Ia, mă, deci. Ia ce am dat. Mamă. Ia, mă, deci. Stai că îi dau taze, vină cu aici. Dar el e elefant, frate, nu? E mult mai ușor pentru elefant. Da, mi-a dat una de m-a trimis la maimuțe, știi? Păi da, eu știu, ia uite, eu ce... Mihai, îmi dă taze! Ce-am dat și eu? Hai să fugim! Da! Bă! Stai așa că mi-am eu acum chestii... Nu! Bravo, bravo! Ce-am dat pe asta? Doamne! Unde-i pisica? Ca să-i dau și eu un scaun de ăsta? Lasă, nu mai mult, dacă eram de partea ta, acum am vrut să-mi dai tu mie scaun, lasă... Dar de ce? Bă, Mihai, tu, de ce te tot prinzi de mine, ca să înțeleg și eu? Pe mine e pește și nu poate să se prinde automat din când în când, nu știu ce bag. Faci de asta urâte? Nu mai mă trimite după bag. Uite că se prinde mine iarăși. Ai gust bun. Bă, dar fai de capul meu, de ce? Lol. Uite-te puțin. Ce băguit. I-am dat aici. I-am dat și eu. Fugi. De iar s-a prins auto de tine. Bă, dar nu vreau să mă prind de tine. Tati, ce o să vedeți acum? Aha. Mamă. Ia uite-le ce zboară. Frate. Bun, ai schimbat caracterul. Ce faci, bă, Mihai? Am auzit că te-ai făcut îngrijitor de ăsta, de zoo, bă, ce pot să fac ca pește? Aoleu. M-am dat damage. Ce pot eu să fac ca pește? Văd că pot să mă arunc cu scuipat. Ce faci ca pește? Scui pe apă și fii atent. Acum zbori. Păi nu știu, m-am împins pisica.
Băi, îți pește pe uscat, nu-mi prea e corectă bătălia. Vreau să te duc să te sal... Oh, nu, a pus mâna pe răhățel, fugiți! Vino încoace că-ți dau cu rahatul ăsta. Fugiți, fugiți că vine răhățel. Îngrijitorule! Îi dau cu rahatul lui Mihai Fiedon. Dă-i. De acolo, ia, Mihai, că vine rahatul la tine, ești pregătit? Da. De orice fuge. M-am prins, pate! Ia-mi dat direct în față! Dar că am parăbrit la chestia asta. Ia pleacă, mă. Ia uite, mă. Ia uite, mă. Ți-a luat foc! Îngrijitorul te calcă, lol. O să bubuie. Ia uite, mă! Eu v-am zis că o să bubuie, că a luat foc. Deci fix la mine a bubuit. Bă, dar stai așa o secundă. Eu nu am pus tata să... Ia stai să intru în apa asta. Da, mă, la apă e un lot normal. Poți să intru la șarpe? Care șarpe? E un șarpe cu o găurică pe acoperiș, nu știu dacă pot. Ce ai făcut? Că m-ai trimis la... m-ai trimis la rechin, cred că. M-ai trimis la rechin, bă, nene, nu e bine. Vreau să vă rechinu. Păi, acolo, înțe fum. Hai să văd că, da, aici am dat eu o grenadă aia de fum. Adică eu vreau să ies de aici, că nu-mi place. Ia pleacă pisică de aici. Bă, dar eu n-am ceva să pot să te atac, eu doar pot să fug. Ia că m-am prins de tine, nu? Hai, capitane. Dar ce nu ne... Plimbăm cu telegondola. Ia, hai cu telegondola. Ce, cum? Vreau și eu. Dar știi ce? Mai degrabă, am o idee mai bună. Hai să luăm dinozaurii. Să ne plimbăm cu dinozaurii cu telegondola. Bine. Dar stai o secundă să mai văd cum conduce peștele mașina, că-s curios. Stai o secundă. Bă, dar unde sunteți? Stai că iau eu o mașinuță de asta. Acolo la început. E că s-a pus pe volan peștele, nebunul. Ce vorbești? N-am încercat să conduc, ții de... Deci peștele conduce mașina pe volan direct. S-a urcat pe volan. Și rătește. Hai, capitane. S-a pus și pisica aici. Uite-te la ea. Doamne. Așa. Hai, mergi, Doamne, ferească, mă. Dai viteză ca să scăpăm de așa aici. Așa ceva. Ia stai, poți să calc elefanții? Da, pot. Hai de capul meu. Ba, nu uitați să apăsați și voi butonașul de like dacă vă place și dacă mai vreți și alte episoade. Eu ce-am vrut și mi-a. Păi cred că-i dai, că dacă îl calc cu mașina nu-i dă damage, ar trebui să-i dea, nu? Da, am dat puțin, da. Bă, dar... Aaaa, ai scos taser-ul, îți dau. Ii, mi-a furat mașina! Salvează-mă! GTA! Mi-a furat mașina, bă, nu e corect. Suntem la elefanți. La elefanți, da. M-a călcat, mă, uite-te. Prinde-te, capitane, prinde-te, capitane! Își ia revanșa. Ia uite-le, uite-le cu ce vine. Mașină roz! Rușine! Așa, dă-i! Bra- Sumo! A fost Sumo! Ia foc! Yes! Dar o să nu iau și eu. Bă, ia uite-mă ce răi mă, oamenii ăștia, ce răi îs! Bă, dar ce explod dacă m-a zburat bine? Poți să mă calce non-stop! Hai să schimbăm serverul, să-l facem cu dinozauri și revenim. Mamă, cum mușcă nebunul! Păi așa mai vii de acasă. Și acum, în loc de animalele alea, avem, bineînțeles, dinozauri. Eu ce mic! Ia uite, bă, Mihai, zboară! A? Zic că nu-i mișto. Dar poți să zbori unde vrei tu? Da. Lol, ce tare e! Bă! Se vede chiar mișto de sus. Ia stai să mă prinde Mihai să zbor cu el! Stai o secundă, nu mi-ai încoace. Prinde-te pisică! Pot? Dar nu pot. Nu cred că merge. Hai! A, da, am putut! Ia uite! M-a prins! Yes! Lol! Wow! Ok! Cât de sus merge? Nu știu, dar la asta nu mă așteptam să se poată. Mă, cred că aici e maximum, sau? Nu. S-a oprit Mihai. Lol, frate. Ce ciudat se vede toată harta de sus. A, mi-a dat drumul. Am aruncat-o pe pisică. Ia, aruncă-mă și pe mine. Mamă, praf, te faci, ești nebun. Bă, dar voi de ce v-ați făcut păsări? Ia stai să văd, cum conduce, mă, un dinozaur de ăsta? Oh my god. Te ca un pinguin, hai că m-am pus și eu pe tine. Frate, uitați-vă la picioarele din spate. Capitane, ia uite-te la tine la burtică. Ok, da. Uite-mă pe mine la piciorul din spate, uite-mă. Alol. Bă, la asta nu mă așteptam. Ce m-am făcut cu puiul? Bă, dar stai, putem să merg... Pe unde-i telegondola? Stai să... Că vreau să mă duc cu telegondola. Aici. Uite aici. Păi merge? Ia că eu intru direct în ea. Păi merge, dar nu știu pe unde. Pe aici, Max, vino, că știu eu. Păi stai că nu te văd, unde ești? În aer. Păi în aer, eu nu pot să mă duc. Hai, te văd, gata, zi-mi... Așa, ia uite, bă, s-a pus să conduc.
Hai! Ți-am pus să conducă pasărea aici. Liliac! Hai! Gata, vine și eu Aha. Hai să mergem la telegondolă, misiunea cea mai mică. Ia unde, bă! Eu-s curios ăștia cu gâtul lung cum conduc oare. Bă, o, o să-l încerc pe ăsta. Nu știu cum se numește nici eu. Hai! Ai văzut? A, uite aici se coboară, cred că telegondola, nu? Păi da, normal. Aici. Aici, aici. Hai că vine, vine! Da, mă, așa. Ia uite, mă, mă calcă! Aoleu! M-a aruncat mașina! Uite cum am ieșit din mașină! Bă, hai, hai, să intrăm, hai! M-am prins, am dat râ pe ea. M-am prins! Eu mă țin doar cu gâtul, ok? Doar cu gâtul, mă. Și eu la fel. Deci... Deci e bună treaba, așa. Da, da. Dar pe unde ne duce? Capitanul, chiar rămâi prins. Păi eu nu fac nimic, eu dacă rămâne prins, rămâne, dacă nu rămâne, eu ce să-i fac? Exact. Mi s-a blocat gâtul, bă, nene. Eu credeam că poți să stai ca în mașină, gen să te pună el automat pe scornel. Știi ce zic? Da, așa... Ai văzut cum te-a pus pe mașină, ce așteptare? Păi ce e acolo? Stai o secundă. Păi am văzut ceva. Ce e asta? Bă, avem trenuleț. Hai! Vreau și eu un tren. E? Da, avem trenuleț. Vreau și eu. Bă, asta nu era până acum în joc. Nu era. Zotul. Sunt oameni aici, lol. Sunt oameni, da. Bine ați venit la grădina zoologică. Vreau și eu, bă! Apasă pe R. Vai, ce l-a făcut. Bine ați venit la grădina zoologică. Da. Mă prinde între vagoane. Vin și vă mușc. Ia nu mai mușca tu pe nimeni. Vin și vă mușc. Nu vă impacientați. Așa se conduce pe aici, pe la noi, pe la grădina zoologică, da. Mamă, tu știi seama? Bă! Ce? S-a stricat ăsta de tot. M-am răsturnat. A zburat. Unde e? Moș Crăciun cu Reni. Frate, unde s-a dus? S-a prins de gâtul la ăsta mare. Uite în direcția mea. Oh my god, da, aveți dreptate lor. A dispărut. Ia că-l mușc pe ăsta mare. Nu merge, mă. A, bă, da. What? Ăștia am zburat așa random. Băi, dar stai așa, stai să-mi schimb. Bă, cum se cheamă, mă, ăla mare? Brachiosaurus îi zice la ăsta, aparent. Ești? Ăsta are aceeași chestie ca girafa, mă. Tot așa cu gâtul, se poate lungi gâtul. Păi dacă se poate frunzulițele din capac. Bă, stai o secundă, că-s curios. Oare, lol! Ce mă mai ridic? Da, așa că ne lăguim, ce se întâmplă? Nimic, e ceva normal. E ceva normal, dar eu nu mă mai ridic de pe jos, adică... Stai să văd eu... Eu te văd cu periș. Da, vreau să mă duc să iau o mașină, să văd cum conduce, că-s curios. Uite-te-o. Uite cum merge, uite cum merge. Ia. Remus, tu știi că tu mă plimbi pe mine, uite-te la el cum stă. Dar unde sunteți? Păi uite-te după unul care stă cu gâtul în sus și... gata. Și care conduce vine mașina aia de... Bă, scoate și sunete ăla tău. Al meu? Da, nu știu cine e, cine e în spatele meu. Cred că e Remus? Nu, acum vin eu. Nu, e Mihai. Uite-te. Bă, dar ce vă prindeți de mine, a? Ia ziceți voi aici. Vreau să-mi dat teiz. Hai, că ne prindem. Aulă, ia dați-mi teiz, careva să-mi dea teiz, să văd cum face. Îți dau eu. Da, mă, o secundă, să mă mai și ridic de jos, că nu văd nimic acum. Că-s printre copaci. Ia, fii atent. Stai, uite aici dacă e. Să nu cadă prin hartă. Yeah. Ia, dăm teiz. Aulă, cum face cu capul ăla, e... Băi, la pasăre cum e... Ar trebui să-i dai tei să văd cum face, dar nu cred că îl nimerești. Ia, stai să încerc să-i dau lui Mihai. Stai așa, stai acolo, Mihai. Ce vorbești? Stai că poate prind eu. Ia. Gata! Lol, zboară invers! Plutește! Lol, frate. Ia, fii atent că trag cu gâtul. Hai să vedem cât de mult se poate lungi, să lungește până în partea asta. Ce mi s-a întâmplat? M-a furat cineva! Te-a furat Remus! Remus, dă-mi drumul! Ia uite-l, bă, am leșinat! Eu vreau să fac testul, să văd cât de lung mi se poate face gâtul. Lasă-mă să fac testul. Hai că da!
A rămas lipită pe cablu de electricitate, ajutor. Bă, nu uitați să apăsați și voi butonașul de like acolo dacă vă place și dacă vedeți episoade de genul ăsta. Poate mai găsim și alte jocuri. Noi am mai făcut un episod cu jocul ăsta în trecut, dar s-a făcut update-ul ăsta acum și... Ia. Deci lasă-mă să-mi trag gâtul cât pot eu de mult. Deja nu mai pot să-l trag. Te duci după hartă, capitane, că am făcut eu așa cu păi nu, la mine nu mai merge, uite, asta e maximul la care pot să-l trag. Maximum, da. Și după aia dai drumul și... Dar n-a fost cine știe ce mă așteptam, luam mai mult. Mie mi-arată că te-a aruncat în spate. Nu, pe mine nu m-a aruncat foarte mult din ce am văzut. Dar acum m-a aruncat mai mult când am ținut mai puțin. Deci, da. Bă, da, ia stați așa, că e aici un tur, nu știu dacă ați văzut, dar eu nu cred că pot să intru cu dinozaurul ăsta mare. Unde? Uite aici, vedeți că e o mașinuță care merge, ia uite, Zoo Experience. Am fost eu acolo, e plictisitor. Îți arată niște imagini de alea așa cu junglă și cu deșertul și cu cămilele și cu... Sunt animale false, trist. Cum îi face fundă? Sunt animale false, merge în ce trenulețul și te plictisești. Am înțeles. Bă, cam ăsta a fost episodul nostru de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți și alte episoade, nu uitați să dați acolo pe butonașul de like. Iar noi ne auzim, bineînțeles, pe data viitoare. Pa, pa! Pa!